Direcția Silvică Hunedoara plantează în acest an peste 433.000 de puieți forestieri, majoritatea molit, dar și alte specii precum brad, larice, gorun, stejar, cer, fac și paltin de munte. Suprafața de fond forestier ce urmează a fi regenerată este de peste 86 de hectare, iar pe o suprafață de alte câteva zeci de hectare vor fi realizate completări ale plantațiilor din anii anteriori. Până acum, reprezentanții Direcției Silvice Hunedoara au reușit să planteze peste 340.000 de puieți, majoritatea provenind din propriile pepiniere din județ. Am început campania de împădurire, am început-o în partea mai joasă a județului din 15 martie, chiar înainte de 15 martie. În zona de munte nu reușim să o, n-am reușit încă să o finalizăm, că vremea nu ne-a lăsat, dar asta se întâmplă în fiecare an. Până la această dată noi am plantat deja peste 340.000 de puieți, din care 127.000 de foioase și peste 210.000 de rășinoase. Iar în programul de împădurire nostru pentru anul 2023 avem 86,3 hectare, din care 56,16 sunt în păduri integrale și 30 de hectare, 15 sunt completări. Completări la împădurile din anii precedenți. Iar numărul de puieți pe care noi vom planta în această primăvară sunt de peste 433.000 de bucăți. Tot în această perioadă sunt realizate și lucrări în solariile Direcției Silvice din județ. Noi facem și semănăturile în solar, unde avem vreo 350 de metri pătrați de făcut. Deja sunt făcuți peste 100 de metri pătrați. Pe măsură ce eliberăm solarele, venim cu semănături și repicaje de molid, undeva la 55 de ari, cu vreo 400.000 de bucăți. Majoritatea puieților plantați în această perioadă provin din pepinierele Direcției Silvice. Acești puieți provin în majoritate din pepinierele proprii, din pepinierele Direcției Silvice Hunedoara, iar unde am avut noi deficit, am luat de la pepinierele altor colegi de la alte direcții silvice din imediata apropiere, bineînțeles respectând arealul geografic care trebuie pentru avut în vedere la plantări. Iar locul de împădurire l-am stabilit funcție de locul de unde s-a recoltat masa lemnoasă anul trecut sau cel târziu acum 2 ani. Noi ne-am dus, codul silvic ne dă voie 2 sezoane de vegetație de la recoltarea masei lemnoase de pe suprafață. Noi mergem de obicei pe un an de vegetație să treacă, să lăsăm terenul, după un an noi să-l împădurim.